Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Reclame la criptomonede, nu știu dacă intrați pe Twitter, pe peste Facebook, tot. Pe Reddit, pe este nebunia de pe lume, aștept să apară și la radio reclame la criptomonede. Vă rog, asta mă și ține departe de domeniu, că nu mă pricep aproape deloc. Oricât am studiat, n-am reușit să înțeleg prea bine. Ce faci când nu te pricepi? Apelezi la un expert ca să demonstreze că n-ai de fapt la ce să te pricepi. În Germania, un hamster pe nume domnul Gox face tranzacții cu criptomonede. Aole! Băi, acum, ai văzut că nemții au pasiunea asta, nu aveau eu o caracatiță la ce campionat mondial? Polpa mondială, da. Polpa. Așa, acum un hamster care face tranzacții cu criptomonede și ce să vezi, obține randamente excepționale, mai ridicate decât bursa americană. Deci, serios, vă spun care e tradiția. Deci, o ironie în sine acum. El cheamă, deci pe hamster îl cheamă Gox, cu 2 de X. Da. Acum, e, ironia se referă la traderul japonez Gox, de pe vremuri. Gox cu un singur X. De Bitcoin, era un trader Gox care a activat între 2010-2014 până s-au prins clienții că se furaseră vreo 800.000 de Bitcoin din portofelele lor. Și a ieșit un scandal monstru, justiție și așa mai departe. Atunci 800.000 de Bitcoin valorau cam 400 de milioane de dolari, acum 34 de miliarde. Cam așa. Mă. Da, știi că zicea cineva, mamă, dar aș avea acum aia 2 bitcoin pe care i-am cumpărat eu la începutul anilor. Da, da, da. 2000 sau nu știu ce. Și răspunsul este nu, nu i-ai avea, pentru că dacă i-ai cumpărat atunci cu 5 dolari, i-ai fi vândut fericit cu 100 de dolari. Clar. Nu cred că e cineva care a ținut 10 bitcoin de la început ca să aibă acum 1 miliard de... Mai sunt de aia, deci au uitat parola la portofel. Exact. Da, aia cred că sunt bolnav de nervi. Clar. Adică, bun. Bun, revenind la hamster. Hamsterul în ultimele 3 luni a tranzacționat diverse criptomonede. Până vinerea trecută, valoarea portofoliului urcase cu vreo 23%. Deci randament, ca și cum ar veni dobânda. Da? Uh-huh. O dobândă 23% în 3 luni. Deci, randament de 75% pe an, cum ar fi foarte tare. Și 23 ori 4, nu, 100% pe an. Cum face hamsterul? Deci stăpânul i-a construit cutia Gox. El are un birou de lucru legat de cușcă. Stă, doarme în cușcă acolo unde doarme el în rumeguș, mănâncă nu știu, și când se plictisește, pac, trece dincolo în birou. În birou, da, unde intră când are el chef, e treaba lui, hamsterul se apucă de tranzacții, aleargă pe roata intenției, este o roată de hamster, și așa se alege una din aproximativ 30 de criptomonede tranzacționabile. Practic e roata norocului. Da. Aleargă roata și pac, zice, astăzi tranzacționez, bing, asta, criptomoneda, ce criptomonedă o fi aia. După alegerea monedei virtuale, hamsterul poate sau nu să o ia la fugă, să alerge prin unul din cele două tuneluri de decizie. Deci are două tuneluri. Unul la stânga, unul la dreapta. Pe unde cumpărăm sau vindem, nu? Da. Bravo. Deci o ia în stânga, cumpără, și eu aș putea să viu hamster. Auzi? Acum, stai, că tot ai spus de că aleargă pe roata aia și văd pe Luca diseară, se urcă pe eliptică. Și după aia iese din cameră, o ia la stânga sau o ia la dreapta. Cumpăr sau vând. Deci hamsterul a început cu 333 de dolari. Nu știu de ce. În 3 luni profit 77 de dolari. Creștere 23,1%. Eu cred că hamsterul ăsta ar trebui să fie consilierul domnului Cuțu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.